Un scriitor. E un om care exprimă în scris, cu o liniară sinceritate, ceea ce a simțit, ceea ce a gândit, ceea ce i s-a întâmplat în viață, lui și celor pe care i-a cunoscut, sau chiar obiectelor neînsuflețite. Fără ortografie, fără compoziție, fără stil și chiar fără caligrafie. Doamnă! Ești o nerușinată. Cine ești, dumneata? Ce vrei? Cine sunt? Ce vreau? Ai uitat cum frământam cu dumneata droturile divanului meu? Domnule, ești un gujat. Și dacă n-ai fi atât de beat, ți-aș lipi o palmă acum pe loc. Numele și adresa dumitale. Poftim? Numele și adresa dumitale. George Demetru Ladima. Villa Victoria. Techir Iulsat. Așa l-am cunoscut pe Ladima. În noaptea când am suferit cea mai grea criză de gelozie, când înnebunit de durere am umilit femeia pe care o iubeam cu disperare, el a fost singurul care a intervenit cu bravură pentru o doamnă pe care nici nu o cunoștea. Aș fi dat atunci orice ca să fiu în locul lui. Draga mea, am să-ți ofer un mic dar. E o cruciuliță pe care o am de la mamă. Niciodată nu m-aș fi despărțit de ea, dar mama ar fi fost fericită să o știe la tine. Doamne, ce aș vrea să fiu bogat, Emilie. Ce aș vrea să fiu bogat. Domnule Vasilescu, eu nu văd cum aș putea să-mi asum răspunderea în asemenea condiții, așa că vă rog să mă scuzați. Bună seara. E doamna de la mobilă pentru care ne-am bătut în duel. Cum o cunoști? O iubesc. Uite... Uite, asta e cheia de la apartament, care e într-o casă nouă și e gol. Îl poți vizita. Poți hotărâ modela cum crezi dumneata că e mai bine. Văd că după vitrină, în orice casă... Ești atât de potrivit acestui interior aranjat de tine, încât... Mi se pare că dacă ai să pleci, are să plece și sufletul casei. Vrei să inaugurezi casa? Nu. Mă iubești? Nu. Cine e cu tine, Emi? Emi! Deschide, Emi! Eu nu plec până nu-mi descuie, Emi! Emi! Să fiu cu ea de seară. Să fie din nou goală și să bea șampanie. Ca un sinucigaș care dă totul pe o clipă, îmi vine să zic da. Ce rău. Doamne, cred că faceți o confuzie. Vă prețuiesc nesfârșit ca inteligență și îmi place prezența dumneavoastră. Dar nu mă interesați ca femeie. Fred. Nicolae, și dacă nu există viață după moarte? Dacă asta pe care am trăit-o a fost singura posibilă pentru mine dintr-un miliard de posibilități? Iar eu... mi-am sacrificat-o iubind pe Emilia la chitară. E, cum îmi cereți să scriu, dacă nu scriu ceea ce gândesc?